Bun găsit tuturor! Astăzi vă prezint resursa educațională deschisă, planul meu de viitor, stabilirea obiectivelor, resursă pentru clasa 8 -a, la disciplina consiliere și dezvoltare personală. Ce este un obiectiv? Acesta este un rezultat pe care dorești să-l obții în urma unor acțiuni pe care le desfășori într-un anumit interval de timp. În funcție de intervalul de timp până la care să fie atinse, obiectivele pot să fie. Obiective pe termen lung, adică rezultatele așteptate la finalul unei perioade mai lungi de timp. De exemplu, pentru vârsta ta, un astfel de obiectiv ar fi legat de meseria pe care dorești să o practici. Obiectivele pe termen scurt pot fi stabilite zilnic sau pe o perioadă de săptămâni sau luni de zile. Te poți gândi la un astfel de obiectiv stabilit de tine? Andrei și Ana sunt gemenii clasei A8A. La școală, ei au învățat să-și stabilească singuri obiective realiste și motivante, adică pe care le pot atinge și care să nu fie doar promisiuni. Astfel, fiecare dintre ei își stabilește obiective în funcție de ceea ce își doresc și știu că pot realiza. Andrei, și-a propus să fie admis la Facultatea de Drept, iar după finalizarea acesteia să devină unul dintre cei mai cunoscuți avocați din oraș. Ana și-a propus să obțină media 10 la limba franceză și la engleză, și pentru asta învață zilnic 30 de minute la fiecare dintre cele două materii, pentru că dorește să fie admisă la profilul filologie de la liceu. Analizând ceea ce și-au propus cei doi frați, ce fel de obiective sunt? Andrei și-a stabilit obiective pe termen lung, pentru că atingerea lor presupune un timp mai îndelungat, iar sora lui, Ana, obiective pe termen scurt. Andrei susține că obiectivele pe termen lung îl ajută să obțină performanțe, iar Ana consideră că obiectivele zilnice și cele pe termen scurt. O ajută să realizezi obiectivele pe termen mai lung. Tu ce fel de obiective îți stabilești mai des? Obiective pe termen lung sau scurt? Andrei îți sugerează să-ți formulezi pozitiv obiectivele. De exemplu, în loc să spui, îmi doresc să nu mă mai cert cu sora mea, poți spune, îmi doresc să mă înțeleg bine cu sora mea. Sau, în loc să spui, vreau să nu fiu respins la profilul filologie, ai putea spune ca și obiectiv educațional, vreau să fiu admis la profilul filologie. Evită să pui negația în formularea obiectivelor tale. Ana îți sugerează să te gândești la pașii care te ajută să-ți atingi obiectivul propus și să te gândești la dificultățile care pot să intervină în atingerea lui. Chiar dacă nu poți anticipa toate dificultățile, e important să găsești soluții pentru cele identificate. Astfel de soluții ar putea fi stabilirea unui termen limită pentru atingerea obiectivului, folosirea unui orar propus, iar factorilor distractori cum sunt telefonul, televizorul, le putem spune nu. Gândindu-ne că în acel moment atingerea obiectivului propus e mult mai importantă. Te rog acum să notezi trei obiective educaționale personale pe termen scurt și trei pe termen lung cu privire la planul tău de viitor. Să ne amintim de sugestiile celor doi copii. Formulează-ți pozitiv obiectivele obiectivele tale să fie realiste, adică să le poți atinge ținând cont de posibilitățile tale și să fie motivante, adică să nu fie prea mici pentru a te putea motiva suficient. Notează soluții pe care le ai la problemele ce pot interveni în atingerea obiectivelor. La final, prezintă obiectivele tale celorlalți. Îți urez succes în atingerea obiectivelor stabilite! Evaluează periodic progresul obținut în atingerea obiectivelor și recompensează-te pentru rezultate bune. De exemplu, dacă ți-ai propus să iei nota 10 la testul de la matematică și ai reușit să-ți atingi obiectivul, dacă timpul îți permite, poți să mergi la un film sau la un spectacol. Nu uita! Stabilirea obiectivelor educaționale e un prim pas al planului tău spre viitor.